Domnule ambasador Adrian Cioroianu, vă mulțumim foarte mult pentru timpul dumneavoastră. Bine ați venit la proiectul Europei Libere Antinostalgia privind spre viitor. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere. În această ediție încercăm să vorbim despre omul mic, omul piuliță care avea un rol de masă, un rol de clase muncitoare care aveau contribuția de a participa la propășirea economică, militară, politică a așa numitei patriei mărețe. În Uniunea Sovietică au fost marile șantiere, Siberia, a fost BAMU. România a avut și ea șantierele sale. Ne putem aminti, de exemplu, canalul Dunărea-Marea Neagră sau orașele mari industrializate și poluate. Spuneți-ne dumneavoastră cum s-a văzut în România acest fenomen. A avut șantierele sale România exact după modelul sovietic, pentru că, în definitiv, a fost aceeași filozofie stalinistă a transformării naturii. Ideea că omul sau oamenii, bine încolonați și bine folosiți, pot să modifice hărțile geografice ale țărilor și din anumite puncte de vedere, culmea s-a și reușit acest lucru. În esență, Lenin și Stalin, cum bine se știe, luaseră o idee de la Marx, de la Karl Marx, o idee care este adevărată, anume că omul este cel mai prețios capital și dat fiindcă omul este cel mai prețios capital, Uniunea Sovietică a dovedit-o din plin în anii 20, în anii 30, acest capital a fost exploatat la sânge. Atât mâna de lucru deținuții, să spunem, din gulag, dar și oamenii încă liberi sau relativ liberi. Este ceea ce s-a întâmplat și în România după al doilea război mondial. Practic au apărut același model al, eu știu, unor batalioane de tineri inițial, care bine bombardați de propagandă, au fost implicați în anumite șantiere naționale. Deci, pe de o parte, este sistemul care te constrânge, iar a doua componentă este propaganda. Pentru că, între noi, fie vorba, o bună parte dintre acei tineri, sau oameni în sens general, fie din Uniunea Sovietică, fie din România, fie din Polonia sau din alte țări, pentru că modelul a funcționat practic peste tot în Europa comunizată, o parte din acei oameni erau convinși că participă la un efort național prin care viața se va face mai bună. Eu am cunoscut bunăoară oameni admirabili, care în tinerețea lor erau ziariști. Gândiți-vă, nu știu, la generația marelui scriitor contemporan nou, Radu Cosașu. Acești tineri mergeau pe diverse șantiere în România, scriau reportaje foarte frumoasă și o bună parte dintre ei erau convinși că spun adevărul. Că omul, într-adevăr, poate transforma natura țării sale. Când vezi batalioane de tineri care fac o linie de cale ferată printr-un munte, sparg muntele ca să facă o linie de cale ferată, îți imaginezi că asta este puterea transformatoare a omului și, în esență, e un lucru pozitiv. Cam asta a fost filozofia, cam asta a fost propaganda. Realitatea însă a fost mereu mai dură. Dumneavoastră vorbeați de omul care era considerat cel mai valoros capital. În perioada socialistă era totuși o perspectivă cumva denaturată, nu în sensul de omul ca individ, omul ca valoare intrinsecă, dar omul ca masă de manevră în care 1, 2, 10, 100, 1000 nu conta foarte mult dacă sunt sau nu sunt sau sunt exterminați. Fără îndoială, deci, nefiind un marxist, eu însumi, dar am fost obligat să-l citesc pe Marx, pentru că la începutul carierei mele de profesor la Facultatea de Istorie din București, țineam seminariile unui curs de istoriografie al profesorului Lucian Boia. Și erau anii 90, deja căzuse regimul comunist, și ca să vorbesc cu studenții despre Marx, a trebuit să-l citesc pe Marx. Ideea lui Marx, potrivit căreia omul este cel mai prețios capital, poate fi dezbătută, dar în esență e o idee economică sau filozofică. Lenin a luat-o într-o cheie politică. Lenin spunea că America se bazează pe forța militară
și pe dolar. În schimb, Uniunea Sovietică ce are? Are ce ne-a spus Marx, oameni. Evident că au fost exploatați la sânge, evident că nu s-a ținut seama de, eu știu, de demnitatea umană sau de bucuriile omului. Sigur că era un regim de constrângere în numele unei ideologii. Și evident că propaganda alimenta acest sentiment, practic să te facă să fii mândru de faptul că ești exploatat. Pentru că, într-adevăr, nu existau individualități, erau mase. Puterea maselor, masele făceau istoria, că masele erau exploatate, că erau prost plătite, că erau prost alimentate, că viața lor era trei sferturi minciună. Încă în România, mi-aduc aminte că în ultimul deceniu al lui Ceaușescu a apărut serialul Dallas cu familia Ewing, cu tot cu petrol, cu dolari, dar era ceva bizar, adică, cum să spun, era o altă planetă. În realitate, cum să spun, nimeni nu ne trata ca pe indivizi, de la grădiniță până la eu știu, la sindicatele din întreprinderi, masele contau și mai curând numărul decât individualitatea fiecăruia. Și mai era un aspect a acestei realități, faptul că toate aceste realizări mărețe care se raportau și erau făcute pentru a zbura în cosmos sau pentru a lansa rachete, se făceau pe fundalul unei sărăcii sau se făceau cumva din contul omului de rând, a unei sărăcii, poate nici măcar foarte bine conștientizată de omul de rând. Atunci când, de exemplu, clasic, când în Uniunea Sovietică hârtia igienică a apărut la 10 ani după ce s-a zburat în cosmos, sau erau cratețele de oțel care erau în comerț de un singur tip, sau, deci lucruri elementare care nu, omul de rând nu avea acces, dar în același timp muncea pentru un viitor luminos care era undeva foarte departe și care era în beneficiu statului fortăreață, cumva. Absolut. Sunt de acord cu aceste concepte pe care le propuneți, cu omul piuliță, cu statul fortăreață, într-adevăr. Omul era un mic șurub. Era un mic șurub, cum bine spuneți. Statul, teoretic, era o fortăreață. Drama regimului prin care noi am trecut este că această utopie politică, această ideologie utopică pe nume comunism, a venit la putere într-o țară subdezvoltată. Asta e un dat istoric, nu ne putem ascunde, nici nu putem discuta ce ar fi fost în virtual dacă, eu știu, o țară dezvoltată ar fi ajuns la comunism. Personal nu cred. Din păcate, nu cred că o țară dezvoltată ar fi putut ajunge la comunism. Regimul comunist a venit la putere într-o țară subdezvoltată pe nume Rusia, ulterior Uniunea Sovietică, o țară care sub regimuri dictatoriale 100% a încercat să recupereze acest handicap pe care știa că l-are față de Occident. Uniunea Sovietică a fost obligată să intre în această competiție, să demonstreze că poate recupera, cu atât mai mult cu cât ea spunea că are regimul cel mai bun din lume. Pentru că, în definitiv, pe asta se baza propaganda. Ni se spunea că ceea ce trăim noi este regimul cel mai bun, că omul este respectat, că dreptul la muncă, dreptul la viață, dreptul la, mai știu eu ce, sănătate, educație, ne sunt asigurate și trebuie să ne mulțumim și niciunde nu se întâmplă așa ceva. Deci noi a trebuit să ardem etapele, să investim enorm în timp ce consumul era la limita de jos. Statul a avut această politică în mod declarat. Chiar și în cei mai buni ani al lui Nicolae Ceaușescu, întâmplarea face ca această epocă să fie cât de cât specializarea mea. Investițiile în timpul regimului Ceaușescu erau incredibil de mari în fiecare buget. Deci, practic, el nu se gândea la consum din simplu motiv că știa în sinea lui că există un handicap de recuperat. Asta a știut și Lenin, asta a știut și Stalin, și Hrușciov, și Brejnev, și te duceai într-un magazin față de ce spuneați dumneavoastră că era un singur
fel de oale, un singur fel de tigăi. Și asta era valabil peste tot. Cu toții am copilărit în case în care vasele erau aproape de un singur fel. În România, cred că se făceau la media și nici nu mai țin minte, dar am imaginea acelor cratițe din copilăria mea, din mâinile bunicilor mei sau bunicelor sau mamei mele. Occidentul în timpul ăsta mergea pe cu totul alte paradigme. Când vedeam reclame, bunăoară, în România, vedeam reclame la televiziunea din Belgrad, televiziunea iugoslavă de atunci, mă refer la anii 80, era un spectacol în sine, pentru că reclamele presupun diversitatea produselor. Aceste uimiri ale noastre decurgeau din efortul de fond al regimurilor în care trăiam, care doreau să recupereze înapoierea lor. Culmea e că în parte au reușit-o. În parte au reușit-o, adică oricât de cinic ar suna, cu prețul vieții a milioane și a milioane de oameni, unii exploatați la, cum să spun, până la exterminare, alții prost plătiți sau prost hrăniți, Stalin a luat o Uniune Sovietică quasi-feudală și a lăsat o putere nucleară. Oare merită acest efort? E o dezbatere, cum bine se știe, unii sunt încă nostalgici. Aici eu cred că ar trebui să nu uităm și de faptul că o bună parte din tehnologii au fost fie furate, fie importate din Occident după cel de-al doilea război mondial, dar asta merge, este o altă nuanță. Asta merge de la sine, între noi fie vorba, asta merge de la sine. Atunci când vrei să recuperezi, cu siguranță tragi cu ochiul la vecin. Și dacă ai o posibilitate, Uniunea Sovietică a investit enorm în spionaj și nu numai Uniunea Sovietică, și celelalte țări cu regim comunist. Altfel nu puteau să intre în această cursă, de la secretul bombei atomice până la, eu știu, rachetele care au trimis Sputnicul pe orbită sau toată cursa armamentelor sau cursa cosmică pentru cucerirea lunii. Toate au avut această componentă, industria chimică, industria de materii plastice, toate au avut această componentă, n-are rost să ne ascundem, s-a spionat masiv în numele recuperării acestui handicap. În ceea ce privește eficiența acestei propagande de care spuneați și dumneavoastră, pot să vă confirm și eu pe partea asaltă de prut că eram niște pionieri și niște octombrei foarte mândri de faptul că eram copii sovietici și aveam o milă nesfârșită pentru copiii americani care zăceau în sărăcie și în nedreptate și așa mai departe. Deci asta în confirmarea a ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Vreau să mergem un pic spre prezent, spre felul în care au marcat aceste evoluții ziua de astăzi și mentalitățile oamenilor din prezent. Au trecut totuși ceva ani, au trecut aproape 30 de ani sau chiar mai mult de 30 de ani. S-au schimbat niște generații. De ce lucrurile nu s-au schimbat într-o măsură suficientă pentru a nu mai avea tentația să privim în trecut? Paradoxal, asta deja nu mai e o problemă de istorie, e o problemă de psihologie. Noi toți ne refugiem în trecut atunci când simțim nevoia unor puncte de stabilitate. De ce bunoară românii de astăzi privesc și reprivesc și reprivesc cu enormă plăcere spectacole de televiziune sau filme din anii 70. În definitiv, noi nu regretăm regimul acela. Nici la Chișinău, nici la București, bănuiesc că nici la Moscova. Oamenii își regretă tinerețea și își regretă o perioadă în care, cum să spun, știam mai puțin despre complexitatea lumii. Astăzi, cum să spun, mi se pare bizar când vedem imagini din Coreea de Nord, acei copii încolonați ca niște mici unități militare, mi se pare bizar, dar și noi am trecut prin așa ceva și atunci nu ni se părea anormal. Ni se părea că e firescul vieții.
părinții noștri sau oamenii care, eu știu, manifestă o nostalgie, nici nu pot fi condamnați. Pentru că, repet, eu cred că ei nu regretă regimul ca atare. Regretă tinerețea, regretă o vârstă a activismului, o vârstă care probabil punea mai puține probleme, pentru că într-o viață ghidată de alții, problemele, într-un fel, ți se par că le rezolvă sindicatul sau le rezolvă directorul întreprinderii. Era un gen de confort, de confort în mizerie, pe care totuși regimul ți-l oferea în schimbul tăcerii. În schimbul tăcerii. Mai băgai câte o șopârlă, cum se chemau, dar niciodată nu atacai regimul frontal. Pentru că cei care o făceau deveneau proscriși. Și au fost și astfel de oameni care au trebuit să plece din țară sau, mă rog, unii au fost arestați. Eu vorbesc de anii lui Ceaușescu, că în anii lui Gheorghiu deja a fost cu mult mai crunt. Deci regimul în felul ăsta ne cumpăra tăcerea. Dar, vedeți, e un detaliu pe care multă lume îl uită. Astăzi ni se pare că nimeni nu are grijă de noi. Fiecare se zbate și o competiție a fiecăruia împotriva tuturor. Omul este lup pentru toți ceilalți, cum se spune. Ori în aceste condiții e normal ca unii oameni să aibă regrete, nostalgii. Putem să ni le explicăm, dar în același timp trebuie să le combatem mereu, fără violență, încercând argumentații raționale. Bun, și care este argumentul dumneavoastră exact în condițiile astea? Care ar fi argumentul dumneavoastră pentru cineva care, vedeți, că are o argumentare destul de solidă, să zicem așa, din punctul lui de vedere? Discuțiile de acest gen le am fie cu oameni mai în vârstă din generația părinților mei, fie paradoxal cu tineri. Și în funcție de fiecare, mi-argumentez în funcție de vârsta lor. Apelez la amintiri comune. Le aduc aminte de momente în care, eu știu, părinților mei, de momente în care, practic, modul nostru de viață, astăzi ne-ar fi jenă de lucruri pe care le făceam atunci. De la statul la cozi până la diverse minciuni sau diverse strategii tactici de înșelătorie pe care le făcea fiecare pentru a putea cumpăra 2 kg de carne de la cineva care tăia pe ascuns un animal, pentru că n-avea voie să taie, el îl tăia pe ascuns, vindea pe ascuns, noi cumpăream pe ascuns și ideal era să și mănânci pe ascuns. Că te putea cineva întreba, dar de unde mănânci tu carne zi de zi? Și astfel de lucruri. În fiecare familie există astfel de episoade. Și argumentele pentru tineri, care sunt cele mai funcționale? La tineri încă și mai simplu le spun, zic, vedeți sticla aia de plastic de Coca-Cola din curtea facultății? Imaginați-vă că eu când eram student nu aveam sticle de plastic și mergeam pe tren când veneam de acasă și maica mea îmi punea cafea într-o sticlă de șampon pe care o spălase bine și îmi punea cafea ca să am pe drum într-o sticlă de șampon. Mie mi s-a întâmplat acest lucru. Sigur că mulți dintre tineri nu cred, dar vreau să vă spun că sunt nenumărate lucruri pe care tinerii noștri nu le mai știu. Și e de datoria noastră să le explicăm. Să le explicăm că tăcerea noastră ne era cumpărată. Astăzi, oricine poate urla, facem un material, îl plasăm pe YouTube și putem spune orice, cum bine vedem acum că se întâmplă în această criză a coronavirusului. Practic, afli totul și contrariul lui, dacă te uiți o jumătate de oră pe YouTube. Fiecare spune efectiv ce vrea. În timpul acelui regim, tăcerea noastră era cumpărată, dar și vorbele noastre erau cumpărate. Sunt nostalgii pe care, repet, e de datoria noastră să le înțelegem în latura lor umană. Dar în ceea ce privește regimul ca atare, eu nu accept nostalgii, pentru că, de fapt, n-ai în legătură cu ce. Să ai nostalgia faptului că cineva te-a mințit, ți-a restrâns libertățile și ți-a spus că totuși ești cel mai fericit om.
Domnule ambasador, un aspect, dacă tot ați amintit de această criză a coronavirusului, felul în care a fost gestionată această criză în Occident, pe de-o parte, și în Rusia, China, deci această zonă rămasă cumva în spațiu totalitar, credeți că are legătură inclusiv cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, cu atitudinea față de om? Criza coronavirusului nu ne-a adus surprize. Ceea ce exista dinainte s-a manifestat și pe timpul acestei crize. Deocamdată reiese că practic nimeni, nicio țară, fie ea o democrație, fie ea o dictatură, nimeni n-a fost pregătit pentru acest gen de surpriză, ca să zic așa. Sisteme medicale, media, noi toți, pentru că uitați-vă cât de greu acceptăm mulți dintre noi această soluție care ne-a fost prezentată a izolării. Oamenii nu acceptă foarte ușor, doar că această neacceptare e mult mai simplu de manifestat într-o democrație, tocmai existența unora care spun, domne, stați în casă. Alții care spun, nu, domne, ieșiți afară, că nici nu există virusul. Aceste contrarii se ciocnesc între ele, dar ciocnirea asta duce la un anumit dinamism în societățile respective. Și asta le permite de sute de ani, de o mie de ani, de când Occidentul a luat-o înaintea Bizanțului. Nu exista niciun fel de bază. Occidentul european era cu mult în urma Bizanțului, în jurul anului 1000-1100. Pe urmă, cum să spun, exact acest dinamism a împins zi de zi și an de an și deceniu după deceniu Occidentul european până ajunsese acum 100 de ani să conducă practic toată lumea. Deci viața poate să fie mai liniștită inclusiv în timp de criză de coronavirus într-o țară închisă sau cu un regim autocratic, dar asta nu e o garanție de succes, pentru că această aparentă liniște ascunde în subsolurile ei o frământare înăbușită care nu știi cum și când izbucnește. Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră, deci ține și de fiecare dintre noi cum preferăm să fim tratați, fie ca piuliță, fie ca indiviz, și de lucrul ăsta depinde și societatea în care trăim și care o construim pentru copiii noștri. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult.